vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această masă rotundă consacrată împlinirea 135 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Rusia și România, sau România și Rusia, că suntem pe teritoriul nostru. Mă bucur foarte mult și face deosebită plăcere să salut prezența la această manifestare a doamnei dr. Tatiana Pochivailova, dânsa doctor în științe istorice, e cercetător științific principal la Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Științe, domnul Teofil Rendiuc, ministru consilier la Ambasada Ucrainei, doctor în istorie, îi mulțumim pentru că în mod constant participă la manifestări de la noi, domnul Vyacheslav Samoșkin, dânsul publicist, scriitor, poet, de asemenea rus și singurul corespondent rus în România, ne face plăcere să-i salutăm la această manifestare a noastră. De fiecare dată ne onorează prezența domnului director Radu Ciuceanu, directorul institutului nostru, de la început, când a aflat de temă și a manifestat dorința de a fi prezent. Vă mulțumim foarte mult, domnul director. Am invitat la dezbaterea noastră pe domnul doctor Marian Stroie, pe care îl cunoașteți, dar de nenumărate rânduri a venit la noi și a prezentat expuneri pe teme legate de istoria Rusiei, istoria relațiilor româno-ruse. Din altă generație, mai tânără, proaspătul doctor în științe istorice, domnul Bogdan Ciobanu, de la Institutul Xenopol din Iași. Eu cred că expunerile celor doi distinși istorici ne vor introduce în atmosfera relațiilor din secolul al XIX-lea și cu permisiunea noastră să am și o scurtă intervenție, câteva considerații pe marginea evoluției relațiilor româno-ruse, cu accent pe perioada după dispariția Uniunii Sovietice și după evenimentele din decembrie 89 din România. Și ca să fie sub